Înainte de a începe lucrurile la proiect, v-aș încuraja să intrați pe un site, o să-l găsiți și în cel de resurse, un site pe care o să puteți să jucați și să înțelegeți un pic mai bine jocul de blackjack, da? Pentru că poate pentru unii e un joc destul de necunoscut și atunci ar fi bine să vă acomodați un pic cu el, ca să vă ajute, bineînțeles, în modul în care începeți să faceți lucrul la proiect. Acum, haideți să începem. În primul rând, partea de început o să fie mesajul pe care l-am realizat, da? Pe care l-ați văzut și când am început jocul. O să vedeți că atunci când începeți proiectul, dacă dați fork, o să aveți un mesaj logo, da? Pus între stringuri și acest mesaj l-am creat deja pentru voi ca să fie mult mai simplu să nu pierdeți timpul cu chestia asta, pentru că nu e atât de important referitor la lecția de astăzi. Proiectul pe care dorim să-l realizăm și atunci voi deja aveți acest logo și doar va trebui să-i dați import din modulul de logo de aici, da? Bun, ca să facem acum jocul, cred că cel mai bine ar fi și să vă gândiți și voi la fel, de fiecare dată, așa cum am repetat și în celelalte proiecte, să vă faceți o mică schemă, da? Deci e foarte important ca în momentul în care începeți să lucrați la un proiect, să vă faceți o mică schemă ca să fie mult mai ușor, da, de realizat, să împărțiți problema mare în subprobleme mai mici și să rezolvăm astfel problemele mai mici folosind codul mai modular, numit și codul al funcționalităților. Da? Deci important este să folosim funcții, comportamentele vor fi mult mai simplu de folosit și atunci codul va fi mult mai curat și mult mai ușor pentru noi să-l înțelegem, mai ales în viitor când o să încercăm să creăm ceva nou. Și acum o să începem chiar cu mesajul de început. Dacă țineți minte, era un mesaj la început care ne spunea dacă dorim să jucăm sau nu blackjack, da? Deci și punem, da, mesaj start, da? Și să punem, vreți să jucați blackjack, da? Să punem o virgulă și o să punem, mai întâi să punem semnul întrebării și putem pune, în loc de virgulă, putem pune semnul întrebării și să spunem că apasă, să zicem, Y, da? Pentru a începe, da? Sau în cazul în care nu dorim să jucăm. Ok? Și acum, cât timp, da? Ca jocul acesta să se repete non-stop, putem să folosim acest cât timp, da? Deci, practic, cât timp mesaj început sau start, cum l-am denumit aici, da? Deci cât timp acest mesaj este egal cu Y, asta ce înseamnă? Că va trebui să folosim, o să vedeți imediat la ce se referă acest clear, da? Vreau cumva să șterg ecranul, da? De fiecare dată când începe jocul, să înceapă din nou de la început și se folosește funcție clear. Această funcție clear, o luăm și din biblioteca de aici, deja construită, așa că doar va trebui să o creăm și să o folosim în felul următor, adică să dăm prompt și dăm replit import. Da, aceasta este o funcție specială, da? Deci ea nu se găsește în mod normal atunci când folosim o librărie Python, ci este o funcționalitate care este specifică site-ului acesta, așa că nu are sens să o explic foarte mult, e doar o chestie care ne ajută pe noi un pic mai bine să fie mai clar și mai limpede această consolă pe care o avem aici, da? Și mai departe, ce ar trebui să facem? Deci, în momentul în care, să zicem, că am început jocul, ar fi drăguț ca mai departe să avem instrucțiunile care se reflectă la joc. Dacă le-am pune pe toate aici, ar fi un cod destul de lung. Așa că putem să creăm o funcționalitate nouă și o să spunem, de exemplu, play. Da? Game. Și putem să lăsăm play game. Da? Deci în momentul în care ajungem aici, o să definim o nouă funcție. Bineînțeles, o să apelăm, pardon, o nouă funcție. Bineînțeles că funcția asta ne și spune, da, by intelligence-ul, ne spune că această metodă, da, sau funcție nu a fost creată. Așa că o să o creăm, da? O să punem def, punem play game, atenție, trebuie să fie, bineînțeles, același nume, da? Și mai departe, haideți să vedem ce ar trebui să facem în joc, da? Deci în momentul în care dăm drumul la joc, ar fi bine să afișăm acel logo, da? Logo pe care, iarăși,
deși l-avem scris aici, nu l-am importat, da? Și ca să-l importăm, va trebui să dăm iarăși un import. Și ca să facem chestia asta, trebuie să dăm from, da? Ne ducem la numele fișierului, adică logo, da? Import logo, da? Pentru că el se numește la fel. Dacă este foarte confuz pentru voi, puteți să schimbați aici cu, nu știu, design sau ceva. Da? Puteți spune design, vă întoarceți aici și o să puneți design. Și atunci cumva este mult mai, mult mai simplu și punem aici un design și am rezolvat problema. Da? Deci din logo am exportat designul, care designul este acest șir de caractere. Și când ne întoarcem aici, afișăm acest șir de caractere. Acum haideți un pic să testăm, să vedem că totul funcționează bine. În momentul de față, așteptăm un pic până se inițializează. De fiecare dată când pornim un proiect nou, se inițializează anumite pachete. Și acum are nevoie și de acest pachet nou replit, dar asta durează doar la început, după care n-ar trebui să mai fie probleme. Așteptăm câteva secunde. Dar între timp ne putem gândi cum ar trebui să implementăm mai departe. Da? Deci, care ar fi, să zicem așa, structurile de date pe care ar trebui să le folosim? De fiecare dată ar trebui să fim atenți la cum stocăm datele de care avem nevoie, dar și cum le manipulăm, în funcție de ce operații facem pe ele. Da? Adică dacă folosim liste, da? Sau dacă folosim variabile, dacă folosim for sau dacă folosim while, în funcție de orice ce am avea nevoie, bineînțeles, la proiectul la care realizăm noi. Aici o mică observație. Dacă nu vă merge acest clear, da, această metodă, durează prea mult sau primiți erori, pentru că nu se încarcă ceea ce se află aici în dreapta, de exemplu cum mi s-a întâmplat și mie, da, putem să renunțăm. Dacă nu, puteți să o lăsați, nu este nimic, ar fi fost doar o chestie de design, nu are cum foarte importantă pentru proiectul nostru, așa că putem să lăsăm un pic deoparte. Da? Haideți să testăm acum ce avem mai departe aici. De data asta încercăm să vedem dacă dă un update. Teoretic ar trebui să funcționeze. N-ar trebui să mai instaleze iarăși pachetele respective. Și după ce s-au instalat pachetele, putem să trecem mai departe. Da? Și ne apare mesajul și ne spune că dacă vrem să lucrăm Blackjack sau nu. O să începem mai întâi cu no, da? Deci o să dăm răspunsul de no. Am observat aici că avem o mică greșeală și dorim să o corectăm, da? Să zicem că vrem să punem două puncte spațiu aici, da? Foarte important. Și haideți să mai dăm încă o dată run, să vedem că funcționează. Da? Deci, acum când apăsăm no, ne iese din joc, da? În momentul în care apăsăm yes, ar trebui să vedem acel logo, da? Și observați că ne apare acest logo, da? Nu se mai dă acel clear pentru că nu l-am folosit, dar pentru cei care au așteptat instalarea pachetelor, pot să folosească acea funcție care ne realizează practic clear-ul de aici. Da? Deci se șterge mesajul inițial și apare direct jocul de Blackjack. Asta e singura chestie pe care o face. Nu e neapărat să o folosim, deci dacă vrem sau nu, e ok, dacă nu, putem merge mai departe. Da? Deci în momentul de față o să dăm no și o să ne oprim. Dacă vreți să dați clear, da, o să dați de aici și putem să continuăm mai departe. Haideți să vedem ce ar trebui să se întâmple mai departe. Deci până acum am reușit să printăm logo-ul. Mai departe să ne gândim un pic la ce ar trebui să se întâmple. Păi ar trebui la început să avem două cărți, atât noi cât și computerul. Numai că la computer va trebui să se afișeze doar o singură carte. Și dacă vă aduceți aminte atunci când am început să jucăm jocul pe care era deja codul complet, aveam cărțile noastre și cărțile computerului, cartea, mai bine zis, pentru că la început se vedea doar o singură carte. Da? Deci ar trebui să avem cumva două obiecte, da? Atât cărțile noastre cât și cărțile computerului și atunci cred că cel mai bine ar fi să putem să folosim două liste, da? Una pentru utilizator și una pentru computer. Și atunci o să și creăm, da? Cărți, utilizator, egal cu listă goală, după care o să creăm și cărți computer, da? Și avem practic cele două liste. Și ar mai trebui aici, o chestie foarte interesantă, este să știm dacă jocul s-a finalizat sau nu. Adică putem să folosim o variabilă booleană, da? Adică care are valorile true sau false, dacă este finalizat sau nu jocul. Da? Deci o să punem jocul finalizat, egal cu false. Da? Și această variabilă ne va ține
în momentul în care scorul, da, va fi depășit sau nu, această variabilă va deveni false și atunci știm că jocul s-a terminat și ieșim din acest play game și o să continuăm cu un nou joc. Da? Bun. Mai departe. Haideți să dăm și două cărți utilizatorului. Da? Deci, o variantă ar fi să facem un for, da? Să zicem un in range 2, da? Pentru cei care nu-și mai aduc aminte ce înseamnă acest lucru, înseamnă practic automat chestia asta, da? Adică se face 0, 1, maxim până la 2, da? Dar pentru că avem o singură valoare, automat range-ul nostru înseamnă că pornește de la 0, da? Deci când nu scriem nimic, asta înseamnă că aici avem tot timpul 0, da? Și pentru că este 2, asta înseamnă că se va executa de două ori. Mai departe, ar trebui cumva să adăugăm acum o carte utilizatorului, o carte computerului, o carte utilizatorului și iarăși o carte computerului, da? Deci, să zicem că ar fi cărți utilizator. Dacă vă mai aduceți aminte cum să adăugăm în listă, este funcția append, da? Și să zicem că aici ar trebui să adăugăm un 3, da? Deocamdată lăsăm așa, ca să fie mult mai ușor de vizualizat, da? Și după care mai adăugăm și la computer, da? Punct append, să zicem 2, da? Vreau mai mult să vedem cum se afișează până acum, da? Și o să afișăm un mesaj, da? Adică print, da? O să punem un fprint, da? Pentru că o să vreau să afișăm cu un spațiu sau cu un tab. Puteți să puneți chiar două taburi, că ar fi mult mai simplu. Să fie cărțile tale, două puncte. Și aici vom pune cărțile utilizatorului, da? Deci o să punem cărți utilizator. Așa, vedem care este greșeala, da, pentru că nu am pus asta înăuntru. Mai departe, deocamdată nu avem nicio eroare, așa că o să continuăm cu următoarea linie în care dorim să afișăm cărțile computerului. Putem să micșorăm asta, să o dăm un pic așa, pentru că nu ne interesează deocamdată și să închidem acest sistem de fișiere. De fiecare dată e foarte bine să vă faceți un mediu cât mai curat ca să puteți să programați cât mai simplu. Și acum haideți să vedem cum se afișează în momentul de față când dau rulare. Da? Deci jucăm yes. Da? Cărțile tale, cărțile computerului. Da? E normal. Vedem aici că cărți computer append 2. Singura greșeală care este? Am uitat să schimbăm aici. Deci o să punem cărți computer și o să dăm un stop și rulăm din nou. Iarăși dăm yes pentru că vrem să jucăm și avem 3-3 și 2-2, da? Deci cam așa o să se afișeze. Ideea care? La cărți computer nu o să vrem să afișăm toate cărțile, ci o să vrem să afișăm doar prima carte, da? Și ca să afișăm doar prima carte, ce ar trebui să facem aici? Păi cel mai simplu ar fi să accesăm primul element, adică să punem 0, da? O să dau stop și o să vedeți că acum o să afișeze doar una singură pentru computer, da? Deci cărțile computerului, da, de data asta avem doar o singură valoare. Acum, cum am putea să dăm noi random o carte dintr-un pachet de cărți? Păi ca să fie o distribuție cât mai uniformă, va trebui să creăm o listă cu valorile posibile și din acea listă să extragem o carte, da? Numai că aici va trebui să fim un pic atenți. În momentul în care luăm o carte, o să presupunem că, ca să fie totul mult mai simplu, nu o să creăm o listă cu toate cărțile și să scădem din lista respectivă. Asta puteți face voi, care este o variantă un pic mai complicată și ca și bonus. Și o să presupunem că toate cărțile au cam aceeași distribuție și o să facem doar care sunt posibilitățile din cărțile respective. Da? Deci nu o să facem o listă cu 52 de variante și de acolo să extragem și tot așa, ci o să facem o singură listă care să fie mult mai simplă, da? Deci, putem face cărți egal cu și aici o să putem să trecem valorile care sunt ale cărților, practic, da? Deci, în momentul în care avem cărți, putem să spunem așa că este 11, da? Începem practic cu 1, nu o să luăm și varianta cu 1, da? Deci o să presupunem că asul este tot timpul 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, după care J și
K și Q o să le lăsăm tot 10, da? Deci încă 3 valori de 10, da? Deci 1, 2, 3. Și pentru că asul deja l-am pus, cam astea cred că au fost toate valorile, da? Deci o să facem jocul un pic mai simplu, o să realizăm doar cu aceste valori, da? Acum, mai departe, ne-ar trebui să luăm din aceste cărți o valoare random. Și cum facem chestia asta? Folosim random choice, da? Cel mai drăguț și cel mai simplu ar fi să creăm o funcție care ne returnează o carte random, da? Deci putem să punem def, definim o funcție, de exemplu, carte random, da? O să luăm lista de aici și o să o punem aici, după care o să luăm o valoare anume și o să o returnăm mai departe, da? Adică o să punem random.choice și o să luăm din cărți și o să returnăm această carte, da? Deci, practic, ce se întâmplă? În momentul de față avem o funcție care va fi apelată ca să ne returneze o carte random și ce face această funcție? Preia o listă, ia o carte din acea listă și returnează acea carte. Acum avem o eroare pentru că nu avem random activat. Deci from, puteți da from random să luați direct choice-ul sau puteți să luați mai simplu import random ca să puteți să importați biblioteca de tipul random. Și acum practic o să avem tot timpul câte o carte random de fiecare dată când apelăm această funcție random. Da? Atenție, este doar din această listă, da? Deci nu orice altă listă, ci doar lista pe care am definit-o aici. Haideți să vedem cum funcționează această listă. Deci acum nu o să mai apelăm aici, o să punem carte nouă și o să punem carte random și apelul funcției, da? Și aici punem carte nouă. Putem să punem aici carte nouă utilizator și carte computer sau, dacă vreți, o variantă mult mai simplă, ca să nu scriem de două ori variabila asta, putem efectiv să apelăm funcția direct în append. Da? Ca să nu mai folosim două variabile, vom putea apela funcția direct în append și atunci o să punem și aici și punem carte random. Da? Și practic ce se întâmplă? O să ne returneze o carte random pe care o să o pune la cărțile utilizatorului, o să ne mai apeleze iarăși carte random pe care o adăugăm la cărțile computerului, se mai repetă încă o dată și practic avem două cărți random. Și haideți să și vedem. O să dăm run, o să dăm yes și în momentul de față avem cărțile noastre, sunt 10-10, niște cărți foarte bune de altfel, și cărțile computerului sunt 9. Aici, într-adevăr, putem să afișăm și celelalte cărți ale computerului ca să vedem că totul funcționează bine. Da, deci în loc de asta putem scoate pentru o secundă cât facem un test, să vedem că și pentru computer ne dă o valoare corectă. Și după cum vedeți, s-a afișat 10, s-a afișat 5 și 10. Deci înseamnă că până în momentul de față am reușit să luăm două cărți. Da, deci luăm două cărți pentru computer și două cărți pentru utilizator. Acum, mai departe ar trebui să și începem jocul. Și ca să începem jocul, o să ne folosim de variabila pe care am definit-o aici, adică jocul finalizat. Cât timp, da? Deci folosim iarăși while-ul, cât timp joc finalizat, da? Și aici pentru că variabila este false și asta aici o să ne dea false, ne-a reșit din while, ar trebui să folosim not, da? Deci cât timp nu este jocul finalizat, așa se citește această parte, da? Deci cât timp jocul nu este finalizat, înseamnă că va trebui să facem următoarele chestii. Adică să ne mai dea o carte, să ne afișeze care este rezultatul, dacă vrem să continuăm, iarăși să ne mai dea încă o carte, dacă vrem să ne oprim, se calculează scorul, dacă scorul este mai bun decât al computerului, câștigăm, dacă nu, înseamnă că am pierdut, sau mai putem face și egalitate. Mai departe, haideți să vedem cum facem. Primul rând, dacă scorul utilizatorului este peste 21, înseamnă că am pierdut. Da? Deci, scor utilizator. Da? Deci, o să punem aici scor utilizator egal cu. Și aici ar fi drăguț, iarăși, să facem o nouă funcționalitate. Pentru că scorul utilizatorului ce înseamnă? Înseamnă să facem, practic, suma, da? Listei pe care o are utilizatorul respectiv. Și ca să facem asta, cel mai drăguț ar fi să folosim o sumă.
Însă, putem să facem altfel. Dacă suma este egală cu 21, da? Și lungimea cărților este egală cu 2, asta înseamnă că se returnează 0. Dacă 11 se află în cărți și suma cărților este mai mare ca 21, atunci ștergem 11 și adăugăm 1. Cumva putem să facem un artificiu de calcul, astfel încât să adăugăm atât 11 cât și 1. Cumva nu o să dăm utilizatorului de ales, da? Dacă se folosească 11 sau 1, ci dacă depășește, o să-l considerăm ca 1. Dacă nu depășește, atunci înseamnă că o să-l considerăm ca 11. Și cred că ar fi singura variantă care să mulțumească pe toată lumea, ca să nu ne complicăm acum cu niște chestii un pic prea avansate, da? Și să nu pierdem timp. Deci, cel mai simplu ar fi așa, să punem calcul score, da? Și avem nevoie, aici va trebui să introducem o chestie nouă, pentru că avem nevoie de cărțile, da? Deci, cărțile cui? Avem nevoie de cărți utilizator, da? Pentru că vrem să calculăm scorul utilizatorului și dacă vrem să facem asta și pentru scorul computerului, va trebui să calculăm încă o variabilă pentru scorul computerului. Da? Deci o să scriu deocamdată și scor computer, da? Care va fi calcul scor, să punem cărți computer. Bun. Acum noi nu avem definit această funcție, așa că urmează să o definim acum. O să punem calcul, score și o să punem cărți. O să punem aici la modul general cărți, da? Pentru că acest prim parametru pe care îl punem aici în funcția noastră de calculare a scorului va fi un parametru general, adică nu contează ce primim. Noi știm că primim o listă care se numește cărți. Că este a utilizatorului sau că este a computerului, nu ne interesează. Noi trebuie să calculăm scorul, da? Și indiferent că e vorba de computer sau de utilizator, scorul se calculează în același mod. Adică, mai întâi verificăm dacă suma cărților este egală cu 21, da? Suma cărților este egală cu 21. Putem să facem foarte simplu folosind o funcție deja predefinită în Python, adică sum, și punem cărți, da? Deci asta automat o să ne calculeze suma dintr-o listă. Bineînțeles, dacă lista de aici, da, în cazul nostru numită cărți, are numai elemente întregi sau numere cu virgulă. Dacă nu are, ea nu va putea să creeze suma și va returna eroare. Dar noi știm că am adăugat numai numere, da? Pentru că vedeți aici, știm că am pus numai numere și la fel am și adăugat în cărțile utilizatorului și a computerului doar numerele din cărțile de aici, așa că suntem asigurați și acoperiți cu faptul că se află doar numere. Da? Acum, dacă lungimea este egal cu 2, da? Atunci vom returna valoarea 0. Altfel, da? Deci dacă nu se returnează, practic se verifică următoarea chestie. Dacă 11 se află în cărți, da? Atunci suma cărților, da? Este mai mare ca 21, înseamnă că va trebui să ștergem din cărți. Și asta se poate face foarte simplu prin funcția remove. Da? Asta este o funcție care returnează, da? După ce a șters o valoare din cărți. Da? Deci, practic, se duce în lista cărți, șterge valoarea 11, doar o singură dată. Da? Deci, dacă sunt mai multe valori, nu se șterge. Dar pentru cazul nostru nu contează așa de mult. Aici vedeți că avem o eroare, este pentru că nu avem end, da? Deci trebuie să fiți tot timpul atenți cum scrieți. Da? După ce am reușit să ștergem 11-le, da? Putem să trecem mai departe și să adăugăm în schimb 1. Da? Deci o să considerăm ca 11, adică asul, este 1. Mai departe va trebui să returnăm, atenție, aici indentarea este foarte importantă. Da? Deci indentarea este foarte importantă. Dacă totul este corect, returnăm suma cărților. Da? Deci în momentul în care suma cărților este egală cu 21 și lungimea cărților este egală cu 2, returnăm 0. O să vedem imediat de ce. Dacă 11 se află, deja v-am explicat chestia asta, da? Deci dacă e as și depășește 21, atunci o să-l considerăm 1 și returnăm suma cărților.
altfel, mergem mai departe. Bun, acum haideți să vedem ce scor avem. Da? Deci în momentul de față putem să dăm print scor utilizator și să mai dăm încă o dată un print scor computer. Și acum putem să vedem pe ecran foarte bine, deși s-ar putea să meargă la nesfârșit, ar fi bine să punem joc finalizat ca fiind true. Și atunci știm că va executa o singură dată acest aspect, punem true și în momentul în care ajungem să printăm cele două, true va fi valoarea jocului finalizat și atunci se va opri acest while și putem merge mai departe. Haideți să și vedem. Apăsăm yes. Cărțile sunt 5-6, cărțile computerului sunt 10-10, deci sunt clar foarte bune. Noi avem 11 și 20. Bineînțeles, ar trebui să ștergem aici și să afișăm doar o singură carte. Deci ne întoarcem. Momentul în care știm că afișăm valorile computerului, o să le punem doar ca și prima valoare, da? Deci o să punem doar o singură valoare din pachetul de cărți și o să trecem mai departe. Deci înseamnă că totul e în regulă, putem să ne oprim, deci o să dăm un stop și o să dăm un... Bun, mai departe. Ce ar trebui să facem? În momentul de față avem scorul. După ce avem scorul și scorul încă nu s-a terminat, adică jocul nu s-a terminat, da? Ar trebui să întrebăm utilizatorul dacă dorește să mai meargă mai departe. Dacă nu dorește să meargă mai departe, înseamnă că jocul s-a terminat, adică jocul s-a finalizat și putem să oprim acea buclă de while. Mai departe, ce ar trebui să facem? Când se oprește jocul? Asta este întrebarea. Puteți pune un pic aici de pauză și să vă gândiți. Vom să las câteva secunde și să vedem cum putem să continuăm. Acum, mai departe, putem să refactorizăm puțin codul, adică să-l rescriem. Deci, în loc să afișăm aici partea asta, da, din prima, o să putem să afișăm aici atât cărțile cât și scorul deodată, ca să nu facem două printuri separate. Deci, după ce am calculat scorul, în loc să afișăm aici scorul, o să folosim exact acele două printuri pe care le aveam la început. Da? Și o să afișăm atât scorul cât și partea asta cu cărțile utilizatorului. Da? Deci ca să facem acest lucru, este foarte simplu. O să continuăm aici cu o virgulă și o să punem scor curent. Da? Ca să știm care este scorul actual al utilizatorului și o să punem scor utilizator. Mai departe facem exact același lucru atât pentru computer cât și pentru scor curent. Atât pentru computer cât și pentru utilizator. Scor curent și aici punem scor computer. Și vedem cum funcționează. O să dăm iarăși o nouă rulare. Apăsăm yes. Și avem așa. Cărțile tale sunt 6-11, scor curent 17, cărțile computerului și scor curent este 18, da? Observați că aici avem primul nostru bug. De ce? Pentru că ne afișează care este scorul computerului și noi n-ar trebui să știm care este scorul computerului pentru că inițial noi știm doar o singură valoare. Și ca să reparăm acest bug, ne dăm seama că de fapt nu avem nevoie de scorul computerului și atunci nu o să-l mai punem. O să dăm din nou stop, o să dăm rulare și o să vedem dacă acum este ok. 10, 14, 10, da? Deci este în regulă. Acum nu știm care este a doua carte a computerului, deci putem juca în continuare. Însă, trebuie să fiți tot timpul atenți și de asta e foarte bine să testați. Orice linie de cod pe care o folosiți este neapărat să fie testată, pentru că nu aveți de unde să știți dacă funcționează sau nu și în felul acesta vă asigurați că codul pe care l-ați scris chiar funcționează și că este corect. Mai departe, acum că avem scorul, trebuie să verificăm dacă este în regulă. Dacă este în regulă acest scor, înseamnă că putem continua sau nu. Da? În funcție de scorul pe care l-are utilizatorul, cât și computerul. Da? Verificăm dacă scorul utilizatorului este egal cu 0. Da? Deci, atenție, când este egal cu 0, practic este acel calcul de scor pe care l-am avut aici. Da? Adică știm că scorul utilizatorului este 0 sau dacă scorul computerului, da, este egal cu 0 sau dacă scor utilizator
este 21, da, deci dacă este 0 sau dacă score computer este 0 sau dacă score utilizator este mai mare ca 21, aici ne apare ca fiind o eroare. Haideți să vedem. Invalid syntax. Da? Deci de ce apare această sintaxă ca fiind invalidă? Pentru că am șters, da, sau nu am pus această or, da, care se află între cele două. Mai departe, trebuie să verificăm că acest lucru s-a întâmplat și atunci când acest lucru s-a întâmplat, înseamnă că jocul s-a finalizat. Deci putem să dăm false, da? Adică utilizatorul a făcut 21 sau computerul a făcut 21 sau scorul utilizatorului depășește 21, ceea ce înseamnă că a pierdut. Deci, mai departe, dacă nu se întâmplă acest lucru, înseamnă că jocul poate continua. Și ca să facem asta, înseamnă că jocul poate paria. Deci o să punem pariază user. Da? Și ce vrem? Vrem să obținem un nou mesaj. Dacă apasă tasta Y, înseamnă că dorește încă o carte. Dacă apasă tasta N, înseamnă că dorește să pună pas și înseamnă că dorește să finalizeze jocul. Da? Și o să facem din nou un mesaj. Da? Deci punem un mesaj egal cu... Atenție, aici puteți să puneți orice fel de nume acestei variabile. Puteți să puneți cum doriți dumneavoastră. În principiu, cel mai simplu este să aveți o singură variabilă pentru mai multe valori. Deci, important este să nu încurcați numele variabilelor. Da? Deci, dacă aveți mesaj aici, să nu mai aveți și altundeva mesaj, s-ar putea să vă încurcați și oricum o să vă apară eroare. Da? Deci, mesaj, pentru că n-a mai fost definit, poate să fie definit acum. Aici, dacă observați, mesajul este mesaj start. Așa că este ok, nu există un conflict de nume, deci putem să-l folosim. Deci dacă apăsăm Y, asta înseamnă că dorim încă o carte. Da? Și apasă N. Ok, pentru pas. O să facem acum și o corectare a celorlalte valori, deci dacă utilizatorul introduce, să zicem, X sau 0 sau 1, nu o să facem verificarea acestor valori, ci presupunem că el tot timpul va putea să introducă valoarea corectă. Și acum să mergem mai departe. Deci avem acest mesaj. Verificăm care este rezultatul acestui mesaj. Da? Deci pariază user este mesaj. Și acum, dacă acest mesaj, adică pariază user, este egal cu Y, ce înseamnă? Că dorește încă o carte, da? Deci adăugăm la cartea utilizatorului încă o carte și mai departe, dacă nu, înseamnă că jocul s-a terminat, deci dorește ca jocul să fie finalizat, așa că o să trecem egal cu, atenție, true. Și acum că am observat acest lucru, vedem că și aici n-ar fi trebuit să fie false și ar trebui să fie true. Haideți să vedem cum funcționează până acum și că jocul pe care l-am făcut merge. Dorim să jucăm yes. Cărțile 5, 3, scorul curent este 8. Cărțile computerului sunt 3. Apasă Y pentru încă o carte. Apăsăm Y pentru încă o carte. În momentul de față, cărțile noastre sunt 11, nu dorim să mai continuăm, să zicem, și o să dăm N. Și jocul s-a terminat. De ce s-a terminat? Pentru că nu am făcut partea de final. Cum urmează să facem partea de final? Și acum că am ajuns în punctul acesta, înseamnă că noi oricum știm deja un lucru. În momentul în care oricare din jucătorii care au depășit, da? Deci dacă se întâmplă ceva aici, înseamnă că de fiecare dată când calculăm practic scorul, verificăm dacă este 0 sau 1. Deci jocul se finalizează. Da? Deci în momentul în care unul din cei doi jucători a atins 21 sau scorul utilizatorului este peste 21, mergem mai departe. Da? Deci jocul s-a finalizat. Dacă nu, înseamnă că putem să continuăm. Și acum știm că știind practic chestia asta, da? Deci știm că jocul s-a finalizat, va trebui să facem un calcul al scorului final, dar va trebui să comparăm cele două, da? Deci cât timp noi acum am făcut, să zicem că facem chestia asta de vreo 5 ori. Noi n-am adăugat deloc cărțile computerului. Va trebui să le adăugăm și pe ele.
Și ca să facem chestia asta, va trebui să facem un while, pentru că nu știm de câte ori mai trebuie să adăugăm, da? Cât timp scorul computerului, da? Deci score computer este diferit de 0. Da, este foarte important acest lucru. De ce? Pentru că dacă este diferit de 0, înseamnă că a depășit 21 sau a făcut 21, deci una din cele două, și atunci știm că s-a terminat de tot. Și mai trebuie să verificăm și că scorul computerului, bineînțeles, este mai mic ca 17. Cumva, asta o să fie atitudinea pe care o să adopte computerului. Da? Deci mai puțin de 17 mai cere cărți, dacă a trecut de 17, se oprește. Da? Deci dacă are 18, 17, 19, 20, se va opri și nu va mai cere cărți. Cumva asta o să fie practic strategia computerului. Deci o să punem că scorul computerului este mai mic ca 17. Cărți, computer, ar trebui evident să mai adăugăm. Da? Deci adăugăm acum o nouă carte și atunci apelăm funcția de dă-ne o singură carte, da? Deci carte random, pe care o găsim definit un pic mai sus. Deci ne întoarcem înapoi, adăugăm o carte random și mergem mai departe. După ce am adăugat o carte random, ar trebui să, din nou, să actualizăm care este scorul computerului. Da? Deci în momentul de față calculează scor. Da? Deci ne întoarcem înapoi, vedem care este funcția care ne ajută. Da? Este calcul scor și o să parsăm cărți computer. Da? O să-i dăm ca și valoare cărțile computerului. De ce? Pentru că trebuie să vedem care este scorul computerului. Dacă nu depășește 17 sau nu este 0, da? Deci 0, atenție, 0 tot timpul înseamnă că, cum am menționat anterior, 0 înseamnă că utilizatorul, adică, pardon, computerul a luat 21 de puncte sau a depășit 21 de puncte. Și acum că am ajuns la final, momentul în care se afișează acest lucru, da? Deci se termină jocul aici, da? Va trebui să verificăm ce. Păi foarte simplu, când ajungem să dăm play game, da? Va trebui să vedem care este mâna finală, ca să putem să le comparăm. Deci o să mai facem încă o funcție care să compare cele două mâini, dar înainte de asta o să le și afișăm. Da? Deci o să facem un print. Eu oricum am definit deja chestiile astea, așa că o să le iau direct. Da? Deci avem aici un print și avem mâna finală, cărți utilizator, scor utilizator, cărți computer și scor computer și va trebui să afișăm rezultatul funcției compară. Da? Practic o să compare cele două scoruri și o să afișeze dacă a fost egalitate, dacă am câștigat noi, dacă a câștigat computerului și o să punem scor utilizator. Deci practic luăm scorul utilizatorului și îl punem ca și prim parametru și o să-l compare cu scorul computerului. Da? Deci deja știm cum va trebui să arate funcția noastră. Da? O să facem o funcție compară care o să aibă doi parametri. Primul o să fie cel al utilizatorului și al doilea cel al computerului și o să ne returneze, pentru că avem aici print, o să ne returneze ce? Un string, adică un șir de caractere. Deci știm automat că asta o să ne afișeze. Da? Eu am deja funcția asta. Deci o să dăm definire, o să o printez deja ca să discutăm direct pe ea. Funcția pe care o folosesc eu deja este definită și o să discutăm direct pe ea. Da? Deci, ce verificăm? Scorul utilizatorului cu scorul computerului. În momentul în care scorul utilizatorului este mai mare ca 21 și scorul computerului este și el mai mare ca 21, o să presupunem automat că noi am pierdut, da? Pentru că noi suntem primii care primim cărți, deci noi dacă am atins 21, am pierdut instant. Înseamnă că am mers prea mult și am pierdut, din păcate. Da? După care, verificăm dacă scorul utilizatorului este egal cu cel al computerului, ca să eliminăm varianta în care sunt egale. Mai departe, verificăm dacă scorul computerului este 0, înseamnă că el a făcut 21, da? Deci sigur am pierdut. Dacă eu am făcut, da, ca și utilizator am făcut 0. Asta înseamnă că am blackjack. Deci am făcut exact 21 și atunci am câștigat cu blackjack. Da? Deci e foarte important să știm și cu care am câștigat. Dacă scorul utilizatorului iarăși este mai mult, înseamnă că am mers prea mult. Computerul, dacă a mers peste 21, a mers și el prea mult. Da? Deci înseamnă că noi am câștigat.
Dacă scorul utilizatorului este mai mare, bineînțeles, al computerului am câștigat. Dacă nu, înseamnă că mai rămâne o singură variantă în care computerul are mai multe puncte ca noi, bineînțeles, sub 21, și am pierdut încă o dată. Și cred că cam atât a fost. Ar trebui doar să mai verificăm. Dacă funcționează, înseamnă că proiectul este în regulă. Haideți să vedem. Deci avem 10-10, scorul curent este 20. Este un scor foarte bun, așa că cel mai bine ar fi să ne oprim. Și haideți să vedem care este problema. Scor utilizator, cărți utilizator. Aceste variabile nu au fost definite. Haideți să vedem. Da, deci cărți computer, scor computer. Cărți utilizator, scor utilizator. Care credeți că este problema aici? Păi noi avem aici play game. Da? Deci acest play game am pus cumva în afară. Este foarte important ca orice ce definim să fie înăuntru la ceea ce definim. Da? Deci, noi avem aici niște variabile care au fost definite în play game. Dacă ele au fost definite acolo, ele se văd doar în momentul respectiv. Deci, toată chestia asta trebuie neapărat să fie pusă în play game. Dacă nu o punem în play game, nu o să se vadă niciodată. Și de asta, variabilele astea, da? Deci cărți utilizator și scor utilizator, ele nu se văd în afara funcției play game. Da? Și acum că am trecut pe această peste această eroare, haideți să vedem. Da, deci cărțile sunt 5-6, scorul curent este 11, cărțile computerului sunt 9. Încă nu am ajuns destul de aproape de 20, deci mai putem risca să mai primim încă o carte. Da, deci o să dăm yes. Și acum scorul curent este 21. Bineînțeles că am făcut blackjack, deci o să ne oprim. Și hai să vedem. Mâna finală este 21, mâna finală a computerului este 19, noi am câștigat. Da, deci este foarte important să știm că am câștigat, asta înseamnă că jocul s-a terminat. Dacă mai sunt bug-uri, este posibil ca aici să mai fie bug-uri și e important să vă jucați și voi, să vedeți dacă le puteți corecta, pentru că asta va rămâne ca și bonus pentru proiectul dumneavoastră. Astfel, astea fiind spuse, cam asta a fost proiectul. Sper că ați reușit să-l faceți și singuri. Dacă nu, oricum v-a ajutat această explicație. Și puteți merge mai departe cu lecția următoare.